Pe litoral se pregătesc petrecerile care vor anima nopțile mini-vacanței de 1 mai. Croaziere pe mare, petreceri pe iaht, concerte rock sau hip-hop, ori festivaluri de muzică electronică. Toate vor fi pe plajă, în corturi special amenajate, iar biletele s-au dat ca pâinea caldă. După 2 ani de restricții, urmează o deschidere de sezon ca în vremurile bune. Colegul meu, Viorel Matei, vine cu mai multe detalii despre acest subiect. Viorel, bună ziua! Unde va fi cea mai mare distracție? Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Cap de afiș, distracții de 1 mai la malul mării întotdeauna sunt croazierele. Puteți să vă urcați pe o embarcațiune cu vele, puteți să folosiți o șalupă rapidă sau puteți să faceți o croaziere în toată regula pe un iaht destinat petrecerilor. Prețul pentru asta este 350 de lei de persoană, în care intră doar un mic starter, adică niște gustări. În rest, băutura și eventuala masă se plătesc separat. Croaziera durează câteva ore, iahtul ajunge înapoi în port și continuă petrecerea până la miezul nopții. Avem concerte pe litoral în toate stațiunile vedetă, și în Costinești, și în Vama Veche, și avem și în stațiunea Mamaia, dar și în Constanța. Foarte multe zone de plajă găzduiesc scene de spectacol cu DJ care mixează la platane toată noaptea. În Costinești avem un mare concert de muzică hip-hop cu bilete care încep de la 150 de lei și merg până la 600 de lei. Este un cort uriaș amenajat pe plaja din Costinești. Separat de asta, în nordul stațiunii Mamaia, un festival de muzică electronică deja aflat la a 15-a ediție, este un clasic pentru acest debut de sezon estival. În Constanța, pe o plajă aflată în centrul localității, la jumătatea Constanței, se va da un concert special pentru localnici, dar evident că și turiștii sunt așteptați acolo, iar de Vama Veche nu mai vorbesc. Plaja întreagă este o scenă în aer liber pentru toate distracțiile și muzicanții ce vor concerta acolo. Să mai amintim și faptul că în Costinești sunt așteptați și rockerii. Acolo, pe plaja dinspre Epavă, este un mare concert de rock. Urmează așadar 3 zile și 3 nopți de distracție continuă. Vremea va fi bună, după cum spun meteorologii, nu așa cum este astăzi și mâine, un pic cam răcoroasă și cu puțină ploaie. Veștile sunt bune pentru 1 mai, nu rămâne decât să veniți cu un chef de distracție și de vacanță extraordinar. Și dacă va fi așa, atunci acest minisejur de 1 mai se va transforma într-o experiență nemaipomenită, de care vom vorbi până la început. Tulferi.